Stimați concetățeni, vreau să vă promit că după alegerile prezidențiale, Partidul Socialiștilor rămâne în opoziție în Parlament. Nu face coaliții cu nimeni. Nu face coaliții cu partidele oligarhice, nu face coaliții cu Plahotniuc. Niciun fel de aranjamente cu cei care au fost ultimii ani la guvernare. Doar alegeri anticipate. Aceasta este poziția mea fermă. Fără coaliții cu partidele care sunt controlate de Plahotniuc, fără coaliții cu Plahotniuc, fără candidați și așa mai departe. Acum, pentru a confirma acest lucru, noi am pregătit un angajament public al candidaților la funcția de președinte, unde sunt mai multe puncte, dar principalul punct o să-l dau citire. În calitate de candidați la funcția de președinte, promitem că președintele categoric nu va accepta aranjamente și coaliții politice cu partidele oligarhice controlate de Vlad Plahotniuc și nici orice alte colaborări cu Vlad Plahotniuc. Eu semnez acum față de dumneavoastră acest angajament. Angajamentul public față de toți cetățenii Republicii Moldova. Și fac un apel către oponenții mei politici să semnați acest angajament. Și în special pe Maia Sandu.